Doresc să menționez faptul că lungimea totală a drumului reabilitat este de peste 25 de km. Pe acest tronson de drum se vor reabilita și un număr de 5 poduri din totalul celor 7 existente, 2 fiind reabilitate anterior. Aceste 5 poduri vor fi demolate total și vor fi reconstruite de la zero. Cum a zis și colegul meu, durata de construcție va fi de minim 30 de luni. Vreau să menționez faptul că este o lucrare binevenită pentru locuitorii din localitățile Mojna, Pelișor, Bârghiș, mai ales cei care fac naveta zilnic la Media și trec de cel puțin 2 ori pe acest drum. Într-o etapă anterioară a fost reabilitat drumul județean 106 Sibiu Agnita, iar la ora actuală se lucrează la implementarea proiectului de reabilitare a sectorului de drum Agnita Sighișoara, astfel că după finalizarea lucrărilor la drumul 141 se va crea o legătură foarte bună între cele 3 orașe, Sibiu, Media, Sighișoara, cu urmări benefice directe și indirecte asupra timpilor de transport, infrastructurii turistice și alte puncte ale strategiei de dezvoltare a județului Sibiu.